Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom face un tier list cu berile pe care le consumă majoritatea românilor, inclusiv eu. Și bineînțeles, dacă tot vorbim despre bere, așa mă, să se audă un pic. Hai, am pus și o bere că merit și eu. Am pus aici doar beri pe care le-am băut la viața mea, pe unele nu le-am mai băut de ani de zile. N-am mai avut ocazie să le beau. Dacă e vreo bere pe care am băut-o și am uitat să o trec aici, îmi cer mii de euro scuze. Hai să o fac și un pic de asemără. Nu știu dacă se aude. Nu cred că se aude, că am filtre de sunet la microfon. Bun, hai să vedem cum stă treaba cu berile astea. Deci aici sunt berile pe care le beau eu. Știu că în România sunt mult mai multe beri, dar n-am avut ocazia să le beau. Eu în general îmi iau bere de aia mai scumpă, dar se mai nimerește să nu găsesc la magazin la mine sat vreuna mai de doamnește și mi-au dat asta la 3 lei, exemplu și acum. Sau mai pățesc să mai fie cât o pomană ceva și mai dă cât o babă, cât o vecină și o doză de bere și unele beri sunt de-a dreptul poșierci. Nu înțeleg cum de alții poate să le bea, eu nu pot. Avem categoriile următoarele. Elixirul tinereții, e berea aia pe care o bei la ocazii speciale, e o bere pe care nu o împarți cu alții, o păstrezi doar pentru tine sau baxi dacă ai un date sau ceva. E berea aia pe care, bă, când o găsești, e cât mai multă să știi că îți ajunge, că nu mai găsești după. Următoarea categorie, hai să bem. E genul ăla de bere cu care ești cu prietenii o dată la o bodegă, în centru vechi sau pe unde puteți să mergeți și zici, hai să bem, dracu, o bere. După care avem stinge setea. Categoria asta o să fie categoria de mijloc, adică berile alea, cum să spun, pe care le ții la frigider pentru când mănânci ceva sărat și vrei să bei și o bere, sau faci un grătar și ai și tu berea acolo să fie, în caz că ai musafir sau ceva. Când nu mai ai apă, când nu mai am apă, pardon, e berea pe care în general o găsești la PET, nu e chiar poșircă, dar nu e foarte calitativă, dar în caz că rămân fără apă și mesete, bag o bere de aia. Și mai avem categoria poșircă, berea care pur și simplu cred că faci ciumă de la ea dacă o bei. Așa că o să vă zic și experiențele mele cu aceste beri pe care mi le-am trecut aici. Prima bere pe care o vom trece este Beck's, pe care o vom pune la Hai să bem. Este una din berile mele preferate, nu este nici foarte scumpă. În general e vreo 4 lei, poate chiar 5 lei în magazinele de-astea de scară de bloc. Dar am văzut toată în Lidl la 2,99 lei, așa că fac reclamă și la Lidl, sponsorizați-mă, dați-mi și mie niște gogoși de-alea bune. Nu-i chiar elixirul tinereții, că sunt beri mult mai bune ca asta. Dar eu consider că Beck's este una dintre cele mai bune beri ieftine pe care le poți bea în România. Cândva era 3 lei și așa la orice bodegă, acum s-a dus în 4 lei, 5 lei. Următoarea bere este Corona. O bere într-adevăr bună rău. Nu este cea mai bună bere, am băut toată, mi-a plăcut. Este cam scumpă pentru câți bani face. Dar probabil că s-o fi scumpit din cauza cu pandemia, că lumea e tâmpită și credea că de la berea asta faci, cine știe, și chiar era mai ieftină cândva, dar e o bere bună, dar nu e cea mai bună. Următoarea bere este Albacher. Pe asta o vom pune la când nu mai am apă. Că am pățit toată să rămân fără apă, dar am avut o sticlă de asta de Albacher și probabil am băut bere de asta că nu mai aveam apă să beau și eu. Următoarea bere, Dorfer, care este o poșircă. Dacă bei Dorfer, o să mor de ciroză în câțiva ani. Nu e bună de nimic. La fel, poșircă este și noroc, extrem de amară și nasoală. În general, berile astea la sticle mari, cât mai mari, sunt cele mai proaste. Berile bune se păstrează în general se vând fie doar la halbă, la butoi, la dozator, sau la sticlă de ciop și atât, sau maxim doză. Alea sunt berile pretențioase, cu adevărat bune. Alea proaste, la cantități mari așa, că și așa sunt varză. Următoarea poșircă, Ciucaș. Multora le place Ciucașul. Pentru unii petul de Ciucaș e ceva sacru. Mie nu-mi place sub nicio formă Ciucaș. Nu-i bună de nimic. Dacă îmi dai Ciucaș, mă înjur de toți sfinții, practic. Următoarea bere este Ciuc. Încă una și mă duc. Este destul de bună, nu se compară cu Corona și Beck's după mine. Dar e o bere bună să o bei. Următoarea este Bergambir.
E cât de cât ok și asta, nu e chiar ca și ciuc, dar e destul de bună la gust, e mult mai bună ca Albacăr și restul. Următoarea, Golden Brown. Nu prea știu în ce categorie să o pun. O pun tot la categoria cu Albacăr, că nu mi se pare atât de bun Golden Brown. Unora le place, dar mie nu mi se pare o bere atât de bună. Nu știu, poate vouă vă place Golden Brown. Au reclame mișto, dar nu prea e ce trebuie. Următoarea bere este Newmarket. Newmarket este o bere bună. Am și pahar de la ei. Eu din paharul ăsta general beau apă. Am mai pus și o bere ocazională. Rar beau fix Newmarket din ăsta. Dar de data asta e o coincidență. Mulțumesc, Newmarket, că zic că e nasol. Și că majoritatea bețivilor și-au sticle de-astea la 0,5 sau 1 litru și le aruncă pe marginea drumului în șanț. Bă, adevărul că Newmarket e bun. Unii nu suportă mirosul de Newmarket, care are un miros mai puternic. Dar mie unul îmi place. E și un pic mai tare, că majoritatea berilor au 5, 4,5% alcool. E, asta are 5,2%. Mi se pare foarte bună și e la preț de Bergen Beer, de Golden Brown. La banii ăștia, cred că e cea mai bună bere la maxim 3 lei, așa, la cărciumă. În market o găsești mai ieftină. Următoarea bere este Peroni. Deși este o bere scumpă care costă mai mult de 5 lei, mie nu-mi place sub nicio formă. Am fost la munte, mi-am luat un Peroni de acolo, de la o cabană, de aveau ea mâncare bună și am băut și un vermut și un Peroni. Bă, Peroniul ăla nu era bun de nimic. Mai bine aveam o Timișoreana, care era mai bun. Bă, e nasul rău Peroni. Nu înțeleg, de ce dracu costă atâta Peroni? Probabil că nu cumpără nimeni și de-aia. Unora poate vă place Peroni. Mie nu-mi place sub nicio formă. E o șircă. Următoarea bere e una belea. O pun mai în față pe asta. Stella Artois. Băi, e o bere genială. De asta mai beau în centru vechi. E ce trebuie. Bere aia blondă pe care o bei cu poftă. Hai să pun totuși Corona în fața astea. Da, nu știu dacă e mai bună Stella, Corona ca Stella. Nu le-am avut una lângă alta ca să beau să le testez. Da, oricum, Stella Artois este o bere foarte bună. Decât să bei mizeria aia de Peroni, mai bine bei o Stella. Stella aia blană cea mai rămas fidelă, cum zice Eco. Următoarea este Timișoreana, pe care nu știu dacă o să o pun la poșircă sau la când nu mai am apă. Hai că o pun la când nu mai am apă. Este foarte proastă Timișoreana. Nu-i la fel de proastă ca Ciucaș, dar asta o pun mai sus. Tora le place Timișoreana. Bă, mie nu prea-mi place. Poate că sunt eu pretențios cu berea. Cine știe, sunt eu o mai de fițe că beau bere la 3, 4, 5 lei. Dar nu mi se pare bună deloc Timișoreana. Adică față, cum să spun, Ursus e mult mai bun ca Timișoreana. Timișoreana e așa, slabă, față de alte beri din categoria sa de preț, precum Neumar sau Bergen Beer, Timișoreana e varză. Multora le place. Deci ești pe de la țară, sunt nebuniți după Timișoreana. Deci mie nu-mi place deloc. Nu înțeleg asta. Următoarea bere este Burger. Asta văd că e PNG, că nu se vede bine aici. Burger e mai bun. Am avut ocazia să beau la dozator. Cu prieten, bere Burger. La dozator chiar e bună. La sticlă n-am avut ocazia să beau. Dar la dozator e ok. E mai bună ca Timișoreana, ce-i drept. E peste Timișoreana Burger. E o bere mult mai bună. Nu se compară cu Newmart. Dar e ok. E ok și Burgerul. Următoarea este Lefe, care este bere neagră, e brună, e ce trebuie. De asta am băut prin centru vechi, am mai băut tot așa odată de Paște, mi-am luat cu niște tovarăși, ne-am făcut provizii și am luat și câteva sticle de Lefe. Hai să vă zic o întâmplare. Am fost la cineva într-un weekend și am avut niște Lefe. Și a spart unul sticla. Din fericire era goală, nu s-a risipit nicio picătură de bere. Și au rămas cioburile pe lângă canapeaua ăla. O săptămână mai târziu am făcut Paștele tot acolo. Tot acolo erau cioburile. Nu le străzese băiatul. Le-a lăsat acolo după canapea. Dar oricum, Lefe e o bere bună. Beau și în centru vechi. E tare, e aromată cum trebuie. Dintre berile brune, pasta am băut-o cel mai des. Și chiar îmi place. Următoarea bere este Skol. O Skol cu lămâie, cum aveam eu o glumă. Nu e ca... Nu e chiar poșircă ca astea. E cam în același nivel cu Golden Brown. Poate un pic mai... Un ca și Golden Brown-ul. Acolo. Prin categoria asta de preț ar fi... Colul. Nu este foarte bună. Adică...
Hai, dacă tot am vorbit de Scol, vorbim și de Tuborg. Ideea e că Scol e un fel de Tuborg, dar un pic mai slab. Gen, Tuborgul e 3-4 lei, Scolul e 2 lei jumate, 3. Cam asta e ideea. Și e mult mai bun Tuborgul decât Scol. Dar oricum e o bere bună și Scol. O Scol cu lămâie. Următoarea bere, preferata mea, n-avem ce comenta, trebuia să-mi fac și mustățile acum de mexican, Desperados. Cea mai bună bere la 5 lei pe care ți-o poți cumpăra. 4 lei jumate, 5 lei, depinde cum o găsești prin market. Așa dacă o iei de la bodegă, cred că te costă 7 lei, dracu. 6-7 lei. Bă, Desperados e cea mai bună bere. Vă recomand așa, Desperados cu Doritos portocaliu cu aromă de nachos. Cea mai bună combinație, am folosit la date-uri, a funcționat bine. Deci vă recomand Desperados și Lefe, cele mai bune beri pe care le puteți găsi așa ușor în România. Altora vă plac și alte beri pe care eu nu am avut ocazia să le cer, de exemplu Carlsberg sau Guinness, cum dracu să o spune, n-am avut ocazia să beau. N-am avut ocazia să le beau, o să încerc, dar mai e până atunci. O altă bere extrem de bună, Heineken. E cam în nivelul Beck's. Mie îmi place mai mult Beck's decât Heineken, deși e mai scump Heineken-ul ca Beck's-ul, dar parcă e mai bun Beck's-ul decât Heineken. Nu că n-ar fi o bere bună Heineken, e peste un bar Tuborg și Ciuc. Următoarea bere este o bere pe care poate n-ați auzit de ea și se numește Loop. E cam ca Newmartul la preț și la capitol calitate e peste astea, e peste Timișorena și Burger cât de cât. Nu știu dacă s-o pun chiar în categoria asta sau în categoria asta. E mult mai aromat Newmartul, dar e cam în aceeași categorie cu astea, cred. Peste Golden Brown și Timișorena. Deci la capitolul gust mai mult îmi place asta. Cred că asta aici la stinge setea lup. Adică am băut cu poftă lup de câteva ori. Am mai întrebat și pe alții care au avut ocazie să încerce. Le-a plăcut și lor, așa că lup o punem la stinge setea. Următoarea bere este, cum îi spune un unchi, labă de urs, pe care o vom pune la, tot așa, la stinge setea. Este o bere peste Timișoreana și astea de aici, în aceeași categorie de preț cu restul. Mă scuzați că n-am găsit poze din aceeași categorie. Două poze de aici stâmpână G, îmi pare rău. Dar e o bere bună. Filmează? Filmează, bun. Da, Ursus, care acum are vreo 4-5 variante, sunt și alea cooler, nu știu de care. N-am avut ocazia să le beau. Am mai băut și beri fără alcool, dar aici am trecut doar berile cu alcool și am pus și o bere brună, neagră, cum îi zic eu, că-s contrazis mereu că de fapt e brună. Înțelegeți ideea? Am pus-o acolo că de asta am băut mai des și de aia. Și în final, berea aceasta pe care nu o știți este bere craft, sau artizanală, sau nefiltrată, sau nepasteurizată. Nu mai știam sigur cum se cheamă, dar mi-am luat de la Lidl câteva beri de alea mai, de n-au auzit nici dracu de ele, dar erau destul de scumpe, la vreo 3 lei, 4 lei pe acolo. Și am zis, hai mă să beau niște beri de-astea mai diferite așa, că eu mai am ocazie, uite, eu mi-am mai luat toată o bere la 14 lei din Ocean. Nu mai știu ce bere era, dar pe aia am băut așa picătură cu picătură, că 14 lei o sticlă de bere, am băut-o și așa să văd cum e. Nu mi s-a părut mai diferență între aia și lefe. Așa că prețul nu e cel mai important lucru la o bere. Poate să fie scumpă cum e Peroni, dar e varză. Poate să fie ieftină precum Newmar și chiar e bună, e peste medie. Și mi-am luat berile alea de la Lidl. Nu mai știu cum se chemau, am căutat și mi-a dat-o pe asta, Craft, scria în imaginea de la Google. Și asta e prima dată când am băut bere cu pulpă. Am băut câteva guri, nu mi-a plăcut. I-am dat-o lui bunică biu să bea. Nici lui nu i-a plăcut. Până la urmă am aruncat-o. Deci cea mai proastă bere pe care am băut-o în viața mea nu e Ciucaș, nu e Dorfer, e mizeria asta de la Lidl. Nu vă luați berea aia de la Lidl, că e o mizerie de bere. Să-mi bag pula în berea lor. Mai bine beam apă de ploaie decât așa ceva. Sunt mai multe beri pe care puteam să le adaug aici, dar nu le-am băut eu. Uite, Reds, mai era o bere, n-am avut ocazie să beau. Bucegi, n-am avut deloc ocazie să beau Bucegi. Cred că Bucegiul totuși îl băgam pe aici, că e sub Newmart la preț. Bucegi aparține de aceeași companie, de Heineken în România. Astea sunt cele mai proaste beri pe care le-am băut în viața mea. Știu, pare cam ciudat că am pus Peroni, care e o bere scumpă, dar
E foarte nașpa pe Roni. Mai ales că costă cât un Desperados sau cât... LF e un pic mai scump, e vreo 7 lei. Dar costă cât un Desperados și o poșircă de bere. E amară, e naș, părul de tot nu-i bună de nimic. Aici cu voi. Și la fel, surpriza, deci ceva șocant a fost pe Roni și așa ceva de n-ați auzit mizeria asta de la Lidl. A nu se confunda cu Argus. Argus n-am vrut să beau ca aia, sigur e o travă. Astea-s bere așa bune de băut în caz că n-ai apă și ți-e sete. Astea-s berile care le bei cu poftă la masă, la un grătar. Cele pe care le bei când ești cu prietenii și cele care sunt peste medie cu toate. Deci, Desperados, cea mai bună bere posibilă, urmată de LF. După aia, restul, cum vedeți aici lista, ar trebui să le aranjez. Doar clar Timișoreana aici rămâne ultima. Cam așa cred că ar fi lista poșircilor și aici. Hai totuși așa. Așa să fie. Hai totuși, na, că e mai mare la Presperoni și apoi peturile astea. Cred că așa o să rămână și sticlele astea. Aici pun în față, totuși, Iumbartu și Lupul, sunt bune. Și lista asta cred că așa rămâne. Da, rămâne așa. Bun, astea sunt berile mele preferate, pe care le-am băut. Când o să mai beau beri tot așa, o să mai fac clipuri de genul. Uite, o idee ar fi să mă duc o dată în Carrefour, în Cora, în ceva magazin de ăsta mare și să iau... cum se cheamă? Când scapă. Să iau mai multe beri din intervale de preț. Beri până în 3 lei, beri între 3 și 5 lei. Să fac niște clipuri așa și... frumos paharele, pac, pac, pac și au câte o gură din fiecare. Dar nici nu mai pun pahare, beau direct din doză. Pahare brânză. Ca să nu mai murdăresc atâtea pahare. Bun. Dacă nu uit, am să vă las linkul în descriere sau în comentarii, mi-aduceți voi aminte. Tier list-ul se cheamă Berile din România. Puteți să căutați Tier list Berile din România și vă dăm. Dar nu, dacă uiți să pun descriere, îmi amintiți voi. Astea sunt berile pe care le-am consumat la viața mea. Și vreau să spuneți în comentarii cum ați fi, care sunt berile voastre preferate și care sunt cele mai proaste pe care le-ați băut. Și cam ce bere ați mai fi adăugat pe aici, în ce categorie. Hai, ne vom auzi data viitoare și vă aștept la noi sugestii de tier list-uri, că mi-ați tot cerut în ultimul timp. Ciao les tuturor!